sunt bolnav copt. Cu toate că mașina beneficiază de 2 ani de zile garanție, i s-a făcut un schimb de ulei, că de o oră lucrează online fabrica BMW pe mașină, încearcă să-i facă ceva, restart, alea. Tot ce dorește românul, digital cockpit. Să fie. Și din primii 100 de kilometri, parcurși de la reumplerea rezervorului, 10 sunt electrici. Consum 2,4, nu, dar vă arăt eu mai spre final. Dragi abonați, stimați privitori și rătăciți pe acest canal, sunt bolnav copt. Și, în aceste condiții, tot trebuie să preiau o mașină. Povestea. Cineva, acum vreo 3-4 ani, a colaborat cu mine și și-a luat un seria 3 GT, pachet AM, Estoril Blau, foarte frumos, benzină, 330. Și iată, a venit momentul ca cineva din familia lui să-și mai dorească o mașină, să-și dorească înlocuirea unei mașini. Și uite așa, i-au fost transmise coordonatele, a oscilat între crossovere și până la urmă s-a stabilizat la un X3. Am început căutarea și până la urmă a optat pentru un X3 plug-in hibrid. Mașina costă aproape 41.000 de euro, vine cu garanție și mai multe nu vreau să divulg pentru a nu strica surpriza. Deși ați văzut cum arată din thumbnail, haideți să o descoperim împreună. Avem 3,6 km până la dealer și vă previn de pe acum, consumul inițial va fi mare, că știți, mașinile stau, se acumulează condens în rezervor și acest lucru afectează consumul inițial. Dar îi dăm noi de cap. Și pe canal mai avem un X4 cu motorizare de 3000, aceasta este cu motorizare de 2000. Și ca un om prevăzător ce-și face iarna car și vara sanie, a dorit să-și achiziționeze și un set de jante dotat cu anvelope de iarnă. Am căutat împreună pe eBay, am identificat unul, dar din păcate vânzătorul nu a lăsat niciun euro. Iar acum urmează prețul, 1250. Dacă vi se pare mult, stați să vedeți cum arată. Să descoperim împreună, în primul rând, mașina și ulterior setul de jante suplimentar. Și iată, am ajuns la dealer. Acesta este cel din spatele nostru. Prala se numește. Să găsim un loc unde să parcăm fără să deranjăm. Sunt curios unde este mașinuța, trebuie să o luăm noi. Nu spune că o fi chiar asta care e pusă la încărcat. Este posibil. Chiar arată bine. Și uite ce parc auto. Frumos. Așteptăm să se facă ora 8, căci la 8 am stabilit cu dealerul să ne vedem. Revin cu introducerea, dragi abonați, stimați privitori și rătăciți pe acest canal. Tur de forță. Mai devreme în clip ați văzut cum am ajuns noi dimineața, croit, să facem treabă, să nu știu ce. I-a durut pe undeva pe nemți? La bașcheți. Dar, într-adevăr, la 8 și un sfert și-a făcut apariția odraz la proprietarul ei, și el fiind băgat în firmă, și a însărcinat un tip foarte, foarte ok. Tim îl cheamă. Mecanic, omul priceput și pe parte mecanică, dar și la lucru cu oamenii, mai tăcut așa, dar dacă găseai un subiect de discuție și îl incitai așa puțin, lăsa deoparte platoșa teutonă și chiar s-a aventurat în câteva dialoguri foarte interesante. Zi și făcut, ne-am urcat în mașină împreună cu actele, am făcut o poză de thumbnail, bine că o avem și pe aia,
filmatul mașinii o să vedeți voi când îl facem. Și ne-am deplasat înapoi la Regensburg, unde am dormit azi noapte. Că dacă știam, ne doream întâlnire acolo. Dar de unde provenea neliniștea mea? Dealerul a zis că ne dă un om și merg cu el la Țulasu și le să obțină numerele. Luni am verificat pe site-ul oficial de la serviciul de matriculări. Nici o poziție liberă săptămâna asta. Vă aduc aminte, astăzi este joi, mâine este Vinerea Mare, este Paștele Catolic. Nimic, nici o ferestruică liberă. De luni am dat un mail. Mister, sper că ai făcut rezervare, că ia uite, nu găsim loc liber. Un mail automat de răspuns. Nu sunt la birou până miercuri. Miercuri înainte să zbor, el zice: la ce oră vii? Uitați-te cu desăvârșire. În condițiile în care tot cu el ne înțelesesem să vină mai devreme la serviciu, nu la 9 când încep programul, echipa de vânzări, cei de la mecanică încep într-adevăr de la 7:30. Și ne înțelesesem din 9 martie să vină mai devreme la 8 ca să câștigăm timp să mergem la Țulasu Citele. Uitați-vă cu dezăvârșire, revenim la ziua de ieri. După o corespondență frumos pe mail, i-am adus aminte că la telefon a zis una, bla 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 bla. Ok, revenim de dimineață. Împreună cu timp ne-am deplasat la Regensburg, lucru încet, n-a depășit viteza legală, n-a făcut nicio depășire. Ajungem acolo, vorbește cu domnul paznic, ce vrea, numere de export. I se dă un bon de ordine, Z49. Și erau la Z31, dar nu doar cu categoria de etichete de Z, mai erau și cu F și cu R, depinde de tipul de operațiune, adică nu doar numere locale sau de export, dar și preschimbări de permise, înlocuirea certificate în matriculare, etc. 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 Zis și făcut. Ne-am așezat frumos, de fapt până să ne așezăm la coadă, am luat tichetul, și până să ne așezăm pe scaun, am fugit să facem asigurarea. Asigurarea 155-165 pe 30 de zile. Ok, ne întoarcem și așteptăm să ne vină rândul. Ne vine rândul, o domnișoară foarte ok, foarte exactă. Solicita documentul, îi l-am dat. Zici și făcut, până când să ne vină rândul, am completat formularul SEPA pentru a mi se extrage din cont impozitul aferent perioadei de valabilitate a numerelor. Le-am dat pe toate. În vreo 5 minute, de fapt am și dat drumul la cronometru. 26 de minute a durat toată operațiunea din momentul în care ne-a preluat până când a pus timbrul pe plăcuțele de matriculare. 26 de minute. Dar de așteptat am așteptat de la 8:30, 8:45 până la 10 și un pic. De plecat de acolo am plecat la 10:30. Bun. Mi-a dat un card, l-am inserat în aparatul special. Deci nemții nu pun mâna pe bani. Pur și simplu e un, să-i spunem, bancomat, dar bancomat invers, în sensul că încasează. Doar încasează, nu eliberează. Singurul lucru pe care îl eliberează este restul, în funcție de ce monedă sau hârtie introduci. Și am plătit și taxele aferente acestei operațiuni, 39 de euro până 40. După ce am plătit taxele, fuga înapoi la firma care făcea asigurările și plăcuțe matriculare, a făcut plăcile respective și ne-am întors la salariata de la serviciul matriculări. I le-am arătat și au oprit bonurile necesare, că se eliberează în dublu exemplar de fiecare dată. Și ne-a dat exemplarul nostru. Ulterior ne-a poftit să aducem mașina în fața instituției pentru a verifica seria VIN din acte cu cea din de pe mașină. Bun. După ce a făcut și acest lucru, am plecat. Deci v-am zis, de la momentul în care ne-a preluat actele până a lipit timbrul pe plăcuțele matriculare, 26 de minute. Am fugit înapoi. Ok, dar ce uitase fiul patronului? El promisese că dă
certificat de sănătate a bateriei. La început că stai că să vezi că o fi copățică, se vede în calculator că nu poți să le libereze. Și i-am băgat repede sub nas cum arată un astfel de certificat de sănătate a bateriei obținut de la 530E. Clicu-i pe canal și Bogdan o să-l posteze. Bun. Când a văzut chestia asta, a vrut să schițeze ceva și i-am băgat imediat sub nas și e-mailul în care confirma că în momentul în care mașina se va prelua, va fi eliberat și acest certificat de sănătate a bateriei. Cu toate că mașina beneficiază de 2 ani de zile garanție, i s-a făcut un schimb de ulei și o să vedeți și proba, și plăcuțele și discurile de față au fost înlocuite. Bun, mașina a fost cumpărată cu TVA, urmând ca TVA-ul să fie dedus, fiind achiziționată de către o societate comercială. Revenind, îi spun ce trebuie să facă și el începe, dar durează, în speranța că ne va ușui. Și noi românii îi spunem, că ai un problem? Rămâne aici, cât? 2-3 ore? Fă-l! N-a mai avut și a băgat coada între picioare, n-am avut ce să mai facă și a băgat mașina în interior. Bun, după mai mult de 3 ore, revenim, fețe-fețe, Sebastian. Îmi arată hârtia 98%, și o să o vedeți imediat, 98% stare sănătate a bateriei, dar un glitch, mașina nu mai mergea pe hibrid, mergea doar pe termic. Că de vreo oră lucrează online fabrica BMW pe mașină, încearcă să-i facă ceva, restart, ălea, s-o revigoreze. Zi și făcut, ne poftește să mai așteptăm 10-15 minute, estimau ei că vor mai încerca, după aia spunea, tu te duci în țară și mergi la reprezentanță și o faci. Tipping, am zis, adică îi durea la bașcheți rău de tot. Și am așteptat, cred că mai mult de 15 minute, dar, în sfârșit, așa cum vedeți, mașina funcționează pe electric și hibrid, bineînțeles. Așa, cam asta a fost o zi mai mult decât specială cu aventurile de rigoare pentru obținerea unor plăcuțe de matriculare. Într-o zi cu program scurt, înainte de o sărbătoare, înainte de o zi nelucrătoare, în Germania. Dar cu pielea tăbăcită merge mai departe. În rest, cred că o să filmăm prima oară interiorul și după aceea exteriorul. N-am schimbat încă meniul în limba română, dar dacă toți suntem la semafor, hai să o facem acum șprahe și dăm repede pe română, căci BMW a început să iubească chestiunea cu poporul nostru. Status automobil, ia să vedem, operațiuni, service, haide să vă arăt. Uite, 27 martie 2024, schimb de ulei făcut. Cel anterior, 7 iunie 2022 la 33.500 și livrarea mașinii 17 august 2020. Nu uitați că genul ăsta de mașini sunt făcute peste mări și țări, peste ocean, la Spartanburg, USA. Bun, și verificând lucrurile astea, vedem că lichidul de frână a fost înlocuit și următorul interval de service, de schimb al acestuia, este martie 2026, deci cei 2 ani. Inspecția generală a mașinii tot atunci. Și mai avem o verificare generală tot atunci. Bun. Toate chestiunile astea au intrat în prețul mașinii, cu toate că nu a vrut să includă și plăcuțele matriculare. Dar până la urmă, știți cum e, e rău cu rău, dar e mai rău fără rău și am înfrânt. Cum arată? Păi arată extraordinar, de belea. Am uitat să vă zic kilometrajul mașinii, dar l-ați văzut și voi când s-a schimbat lichidul, la 62.105. Asta e kilometrajul mașinii. Când a fost înlocuit lichidul de frână, probabil mai sunt încă vreo 10-20. Mașina beneficia și de tiuv nou. De 2 ani de zile inspecție tehnică periodică similar la noi.
a fost predată cu jumătate de rezervor de benzină, observați, și am plecat cu bateria plină. Trecem printr-un tunel, așa că, scuzați-mă, nu sunt atât de fotogenic încât să vă fie dor, mai degrabă de informațiile pe care vi le împărtășesc. Padele la volan. Mașina are cam tot ce s-ar putea dori. Sistem audio Harman Kardon. Nu are trapă. Până la urmă a cam evitat-o proprietarul, întrucât nu avea dorința de a o curăța în fiecare toamnă și primăvară, să o greseze, să scoată praful, eventualele rămășițe de materiale vegetale și tot așa. Scaune electrice, cu reglaj electric și cu poziții cu memorie pentru șofer. Piele cu textil. Scaune sport, bineînțeles. Volan M, cusătură M, jante M, etrieri M, sistem de frânare, ce mai? Avertizare de unghi mort. Adaptive Cruise Control. Așa. Asistență la faza lungă, senzor de ploaie, senzor de lumini, senzor de parcare și avem asistență la coborâre, modurile de condus Sport, Comfort, Eco Pro și Electric Drive. ESP off, sistemul multimedia, navigația cea mare și, bineînțeles, tot ce dorește românul, digital cockpit. Să fie, să fie. Și priviți ce kilometraje înregistrează mașina pe ultimii 2341 km, 4,7. By the way, primul proprietar a fost Alphabet. Și aici se vede cine este fan. Porsche. Apropo de Porsche, inclusiv Tim spunea că, deși este fan BMW, Porsche is the real thing și mi-a confirmat zicala existentă în Germania, cum că un Porsche adevărat are doar două uși. Așa că cei care au Cayenne, Panamera și restul modelelor SUV, crossover și limuzină, de fapt, shooting brake, nu sunt real thing. Aduc clienți, dar, să zicem așa, întinează spiritul și esența Porsche. Suficient cu divagarea, ne întoarcem la acest exemplar. Haideți să încercăm să conectăm și telefonul. Vedem dacă ne lasă în timp ce... Com. Dispozitive mobile plus telefon. Așa. Transfer de date și căutare dispozitive. Așa. Tăt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 
Care ești? BMW. Încercați din nou. L-am găsit. Se stabilește conexiunea. Ok. Utilizarea Android Auto. Și conectat cu succes. O chinezărie. Funcționează. Spre deosebire de grupul VAG, unde am avut o problemă cu acest telefon fiind respins. Și priviți aplicația My BMW disponibilă. Căci da, o am, întrucât prietena mea are un N91 și l-ați văzut pe canal. Acum putem pune frumușel telefonul jos și ne putem bucura de această grafică extraordinară. Luminozitate, rezoluție,
informații structurate, ce mai? Ca la carte. Bun. În principiu, momentan, aici ne oprim cu prezentarea interioară, cu toate că, hai să continuăm, plastic tare, imitație de metal, dar e plastic, cotieră îmbrăcată într-un material ce imită pielea, mare și adâncă, cutiera cu USB-C și o lumină. Ce mai avem? Un sprijin bun pentru cot pe portieră, comenzile pentru închiderea centralizată, geamurile electrice, reglajul electric al oglinzilor și avem inclusiv buton pentru deschiderea propagajului. Fix aici, la degetul ăsta. Bun. Cred că imaginile sunt suficient de elocvente. By the way, încărcare prin inducție, două locașuri pentru sticle, cafea, doze. Avem și nuși și suficient de mari cât să poți să bagi o sticlă mare și o sticlă mai mică, plus alte mărunțișuri atât de necesare într-o mașină. Plafon negru, bineînțeles, BMW nu se dezminte. Head-up display. Să vedem dacă DJI Osmo Pocket 1 prinde informațiile furnizate. Și, apropo de informații furnizate, head-up display-ul afișează inclusiv informațiile din Android Auto, respectiv Waze. Bun, cam aceasta este introducerea. Continuarea mâine pe drum sau direct la București. N-ar fi pentru prima oară și nu cred că va fi pentru ultima oară. Din păcate, ăsta este timpul. Au grijă alții de noi să ne-l consume. Cea mai importantă resursă. Am spus-o, mă voi repeta, vă voi plictisi, dar este o valuta supremă. Asta este tipul. Valuta supremă. Este cel mai frumos dar pe care îl poți oferi cuiva. Și aici vă mulțumesc tuturor pentru timpul vostru alocat privirii clipurilor, privitori naționali, dar și din Europa, respectiv Germania, pe primul loc, Anglia, Italia, dar nu omit nici Franța și nici Spania. Vă mulțumesc tuturor pentru timpul vostru personal dedicat privirii clipurilor. BMW X3 plug-in hibrid, motor 2 litri benzină și bateria aferentă, la 110 km la oră, consumul instant este 5.8, 5.9, la 100 de km la oră, consumul instant este de 4.7, 4.9, 5, 5.1 stabilizat. Suntem și pe o ușoară urcare. Și la 120 de km la oră, 70, 72, 74, iată, chiar crește. Deci un 7, să zicem o medie, este și o ușoară urcare.
și la 130 de km la oră, 6.6, 6.2, văd că scade. Deci cam asta ar fi plaja. 6.7, 6.2, 130 de km la oră. Daihatsu, subsidiară Toyota. Daihatsu Travis Junior. Am făcut plinul la Lugoj așa cum v-am obișnuit și până la Lugoj consumul a fost de 8.1 pe o distanță de 1132 de kilometri. Și din aceștia 26 au fost electrici, să zicem. Și o să resetăm consumul. Gata. Și să vedem. Și aici. Gata. Bun. Să vedem în România ce consum înregistrăm, căci aici va merge mașina. Mai specific în București. Și din primii 100 de kilometri parcurși de la reumplerea rezervorului, 10 sunt electrici. Ceea ce e un lucru foarte bun. 1 din 10 îl parcurgi în mod electric. E chiar bine. Și având în vedere această descoperire, apare întrebarea. Ce consum sau cum este calculat acest consum? 6.9. Calculat la 100 de kilometri sau la 90? Sau la 110? Interesant, nu? Și încă 100 de kilometri parcurși și culmea, încă 10 kilometri făcuți în mod electric. De fapt, nu un kilometru întreg, ci porțiuni și însumate aceste porțiuni au adăugat încă 10 kilometri la cei 10 inițiali. Și după cum puteți observa, sunt 217 km parcurși de la reumplerea rezervorului și din aceste 217, 23 aproape sunt făcuți în mod electric. Încă 100 de km și încă 10 km parcurși în mod electric. Deci până la urmă, proporțional așa, la 1000 de km 100 sunt gratis. Oare? Chiar fără să încarci? E posibil? Cifrele o dovedesc. Sunt curios peste încă 100 de kilometri ce ne indică. Încă 100 de kilometri parcurși, încă 10 kilometri în mod electric. Până acum calculele sunt clare. La 100 de kilometri, 10 sunt electrici. Dacă e să dau un pronostic pentru următoarea 100 de kilometri, nu m-aș hazarda, pentru că următoarea 100 de kilometri va fi pe autostradă. Și pe autostradă mergi constant, nu ai suișuri și coborâșuri, nu utilizezi frâna excesiv. Nu că aș utiliza-o eu în mod curent, în stilul meu de condus. Dar nu cred că în momentul în care vom ajunge la borna de 500 km, vom avea și 50 de km în mod electric. Haideți să vedem. Și încă 100 de km parcurși, dar, din păcate, electric, în mod electric. Doar 3 s-au adăugat la zestrea acumulată de la ultimul plin făcut. Asta este. În curând voi preda mașina și aștept concluziile voastre în comentarii. Și aproape a venit momentul. Din păcate, mea culpa, nu am reușit să o filmez la lumina zilei. Știți, v-am explicat de atâtea ori, timpul este inamicul principal la o astfel de deplasare și fiind foarte limitat și strâns de procedura de obținere a plăcuțelor, nu am reușit la lumina zilei, să spunem. Oricum, în momentul în care am văzut culoarea, mi-am adus aminte de vechiul meu E46. La mine culoarea era codificată Oriental Blau, iar aceasta este foarte, foarte asemănătoare. Cred că e, dacă nu cumva, puțin mai deschisă. O tentă mai deschisă. Luând mașina, ne-am deplasat să luăm setul de jante cu anvelope de iarnă, așa cum stabilisem cu proprietarul mașinii. Au fost 1250 de euro și încerc să vă arăt floarea la lumina zilei. Ba da, se mai vede puțin și acum. Se vede încă dunga de culoare galbenă făcută de către producător pentru a ști cum să montezi janta, interior sau exterior.
Și asta înseamnă, vă dați seama că nu e, uzură este minimă. Ele sunt 2019, sunt Pirelli Soto Zero, iar ca model sunt identice cu cele aflate pe mașină. Într-adevăr, ei ar fi bine să ai două modele diferite, să spunem. Dar dacă asta a fost să fie, se la vi. Poate am una cu fața în sus. Da, aceasta este. Ah, nu sunt la fel. Da, acestea sunt în format Y și acestea sunt cu spițe duble. Deci sunt diferite. Acestea sunt M. Acestea nu sunt. Și. Acum Bogdan o să pună pozele pe care le-am făcut eu în momentul în care am preluat setul de jante. 1250, floarea ați văzut-o. Arhi suficientă, aproape noi, nouțe. Ce ar mai fi de făcut? Mă voi deplasa să mă întâlnesc cu proprietarul. Așa cum am precizat, mașina a fost cumpărată pe societate comercială, a fost achitat și TVA-ul, menționat distinct pe factură, ca fiind garanție. După matricularea mașinii pe numele societății achizitoare, se vor transmite cartea de identitate, certificatul de matriculare și polița de asigurare civilă. Urmând, după primirea acestor documente, dealerul să ramburseze suma aferentă TVA-ului fix în contul de unde a fost achitată mașina. Rămăsem dator și cu anunțul. Când ajung în interior, continui. Vă mai las să vă mai bucurați puțin de această nuanță. Este superbă, dar priviți, n-au fost în stare să pună și ei un suport de număr în față. L-au prins plăcuța cu șuruburi. În spate există un suport de plăcuță de matriculare dedicat cu numele dealerului. Autohaus Praller din Dörling. Și. Mai trebuie ceva. Vă dați seama că nu am apucat să facem nicio cumpărătură în Germania, dar am apelat la rezerva strategică și avem odorizant pe care îl vom monta, mai greu cu o mână, dar am reușit, reglat. Stați, să vă aprindem lumina, clac pentru activare, gata. Și gata. Priviți ce frumos stă. Celălalt îl punem în cotieră, ca omul să se bucure de un miros plăcut. Imediat și actele. Și acesta este anunțul. BMW X3 xDrive 30e M Sport Head-Up Display, cameră, scaune încălzite și cu reglaje electric, 62.100 de kilometri, 2 litri benzină, plug-in hibrid, 292 de cai, consum 2.4, nu, dar vă arăt eu mai spre final. Prima matriculare august 2020 și următoarea inspecție tehnică august 2023, dar au realizat un TÜV nou pentru ca mașina să poată obține plăcuțe de matriculare, plus că la ei este încetățenit în momentul în care mașina se vinde să ofere un TÜV nou ca virgulă proprietarul să nu îl facă. Ia uitați cum se numește culoarea, pitonic blau. Și avem faruri adaptive, tracțiune integrală, asistență la conducere, scaune încălzite și cu reglaj electric, comenzi vocale, head-up display, lumini de zi LED, lumini full LED, filtru de particule, padele la volan, keyless entry, keyless start, pilot automat, etrier și plăcuțe M, multe. Anvelope de vară, digital cockpit, pachet aerodinamic, M, model M Sport și multe. Ați văzut și voi. Bun. Revenind, 40.900, totuși, pentru 300 de euro, proprietarul a dorit să achiziționeze garanție BMW Premium Selection de 2 ani de zile și cu această ocazie s-a făcut un schimb de ulei, l-ați văzut mai devreme în clip, și cu ocazia TÜV-ului nou au înlocuit plăcuțele și discurile față.
și vă dați seama ce economie a putut să facă proprietarul câtă vreme acestea au un preț deosebit. Încerc să le luminez, nu știu cât va putea prinde camera mea. Noi nouțe, priviți cât este plăcuța de groasă. Și discuri, noi nouțe. Având în vedere importanța acestui sistem, sistemul de frânare, în Germania orice reprezentanță nu va înlocui pe același disc un alt rând de plăcuțe. Întotdeauna se schimbă în pachet. Nu e ca la noi, merge domne și așa. Bun, haideți să vedem împreună cât a consumat de la Lugoj până aici. Deci de la Lugoj până în București 520 de kilometri, în mod electric 47,3 km și să vedem consumul în România. 6,9. Spuneți voi, cum vi se pare? Aștept comentariile voastre, dacă prețul este justificat sau nu, având în vedere că mașina are în acest moment la predare 63,945 de kilometri. Vă mulțumesc tuturor pentru timpul alocat privirii și să ne vedem pe sâmbăta viitoare.